Bună ziua, dragii mei! Eu sunt Jamila, bine ați venit în bucătăria mea! Astăzi vom face împreună pâine fără frământare, așa că haideți să vedem de ce ingrediente vom avea nevoie pentru a ne apuca de treabă. Pentru această rețetă vom avea nevoie de 400 de ml de apă, 500 de grame de făină, 2 grame de drojdie uscată și 7 grame de sare. Această rețetă este una foarte simplă, trebuie doar să punem făina într-un bol mai mare. Peste ea vom adăuga apa, care este la temperatura camerei, drojdia uscată și sarea, iar cu o spatulă vom amesteca foarte bine totul. Nu frământăm deloc, ci amestecăm pur și simplu ingredientele. Când făina este complet încorporată, ne putem opri, acoperim bolul cu folie de plastic și voi lăsa aluatul să stea la temperatura camerei pentru aproximativ 12 ore. După 12 ore, aluatul este gata, așa că îl putem amesteca ușor cu o lingură. Vedeți că este foarte moale. Îl lăsăm puțin deoparte și punem făină pe platul de lucru. Răsturnăm apoi aluatul. Punem făină din belșug și deasupra. Îl aplatizăm ușor și apoi îl împăturim. Asta pentru a-i da o formă rotundă. Îl punem pe o foaie de copt. Îi dăm din nou formă. Cu mâinile înfăinate. Iar pentru a coace pâinea, am aici o cratiță din fontă pe care am încălzit-o la 230 de grade pentru aproximativ 20 de minute. În această cratiță voi pune pâinea. Voi pune și capacul și voi coace pâinea tot la 230 de grade pentru aproximativ 30 de minute. După 30 de minute, vom scoate capacul cratiței. Și mai las pâinea tot la 230 de grade pentru aproximativ 20 de minute, cât să se rumenească frumos deasupra. După ce au trecut și cele 20 de minute, pâinea este gata, așa că o pot scoate din cratiță și o voi lăsa să se răcească puțin înainte de a o servi. După 30 de minute, pâinea poate fi servită, arată foarte bine și miroase la fel de bine, este crocantă la exterior și moale în interior. Haideți să vedeți mai de aproape și cum arată. Este foarte pufoasă în interior, se aude cât este de crocantă. Ați văzut că este extrem de ușor de făcut, este gustoasă și sper din suflet să o încercați și voi. Aceasta a fost rețeta mea de pâine fără frământare, iar dacă v-a plăcut, vă invităm să ne dați un like, un share și să consultați rețeta completă de pe site-ul nostru. Găsiți acolo mai multe detalii. La revedere!